Ora 16, bine v-am regăsit la Politica Zilei, sunt Ioana Constantin, mulțumesc că sunteți pe B1 TV. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, este în București în acest moment. A avut o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis, au fost și declarații comune. S-a discutat în principal despre aderarea României la spațiul Schengen. De altfel, președinta Parlamentului European este primul oficial european care, după votul dat de Austria, și-a arătat susținerea pentru aderarea României la Schengen. De asemenea, Roberta Metsola este și o mare susținătoare a Republicii Moldova. De altfel, în urmă cu doar câteva săptămâni a fost la Chișinău și a avut și acolo întâlniri. În decursul acestei după-amiezi se va întâlni și cu premierul Ciucă. De altfel, la ora 16 este programată această întâlnire cu premierul României și cu președinta Senatului, Alina Gorghiu, la ora 17, și vor exista declarații în Parlamentul României, în plenul reunit ale Robertei Metsola, de la ora 18. Vom urmări și noi principalele declarații și mâine are program președinta Parlamentului European în București, are o întâlnire cu studenții în București. Vom relua subiectul în această ediție Politica Zilei, însă ne îndreptăm atenția și către ce se întâmplă în vămile din România, pentru că s-a ajuns la un timp record de așteptare la ieșirea din țară. 900 de minute sunt cozi de peste 25 de kilometri la Vama Siret, se așteaptă peste 60-70 de minute și la Isaccea, sunt și la Albița sunt probleme la toate vămile cu cozile kilometrice, vă spuneam, de 25 de kilometri în ceea ce privește camioanele. O salut pe Alina Petraru, agent șef de poliție, purtător de cuvânt Poliția de Frontieră Suceava. Bun găsit, doamna Petraru! Bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc! Explicați-ne dacă s-au identificat soluții în acest moment. Am înțeles că și președintele Consiliului Județean are o deplasare în acest sens. Alo? Da, vă întrebam dacă s-au identificat soluții pentru aceste cozi kilometrice record de peste 25 de kilometri. Am înțeles că este implicare și a Consiliului Județean, vă rog. Da, Poliția de Frontieră lucrează la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctului de trecere a frontierei. Precizez faptul că pe lângă atribuțiile și activitatea Poliției de Frontieră pentru ieșirea din țară automarfarelor, trebuie îndeplinite cumulativ toate celelalte condiții și trebuie trecute celelalte controle care intră în atribuția altor instituții independent de cea Poliției de Frontieră. Și aici mă refer la faptul că în punctul de trecere a frontierei vorbim de un control multiplu, vorbim de un control fitosanitar cu un control vamal, sanitar veterinar, un control al rovinietei, precum și cel al greutății încărcăturii camioanelor conform normelor prevăzute de lege. Bineînțeles, fluidizarea traficului depinde într-o mare măsură și de capacitatea autorităților ucrainene de a prelua camioane. Da, dar soluții concrete există în acest moment? Că vedem 900 de minute timp de așteptare, Vama Calafa 450, 80 de minute, Albița Isaccea. Ce soluții concrete există? Sigur că da, așa cum am menționat, faptul că noi lucrăm la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctului de trecere. Vorbim de 6 artere pe sensul de intrare, respectiv 3 artere pe sensul de ieșire din România. Am informat de asemenea participanții la trafic despre faptul că din data de 10 noiembrie a fost redeschis punctul de trecere a frontierei Vicovu de Sud. Da, vă mulțumesc, doamnă, pentru toate aceste informații. Alina Petraru, purtător de cuvânt Poliția de Frontieră Suceava. Vă prezint invitații mei și dumneavoastră de la această oră în platou alături de mine, Monica Tatoiu, antreprenor. Vă mulțumesc mult, doamnă. De asemenea, Elena Caristu, președinte Funky Citizens, mulțumesc foarte mult. Prin legătură telefonică directă, Cristian Zaidler, deputat USR, și de asemenea Marius Melnicu, deputat PSD. Vă mulțumesc foarte mult. Bun, vom vedea ce soluții se identifică în văm. Înțeleg că și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, are o deplasare sau o discuție, în fine, și la Cernăuți. E o problemă foarte complicată și România apare îngenunchiată de ce se întâmplă și cu toate aceste camioane care vin și din Ucraina sau care trebuie să ajungă în Ucraina. Mergem mai departe, pentru că în România munca la stat e ceva fabulos. Fix acolo trebuie să ajungeți. Dacă aveți cumva treabă la privat, nu-i bine deloc. Sporurile pentru cei care lucrează cu fonduri europene se majorează la 50%, de la 35% la 50%. E, dar ce să vedeți? Iau și un soi de evaluare, domnule. Trebuie să obții calificare
calificativul foarte bine. Numai că peste 90% dintre acești funcționari obțin calificativul foarte bine, iar cei care obțin bine oricum primesc 25% spor din salariul de bază. Deci, Cristian Zeidler, vin prima dată către dumneavoastră. Noi am mai vorbit, în România sunt 50 de tipuri de sporuri, dar astea cu fondurile europene și mai nou cele pentru PNRR au devenit așa un obicei, sunt ca apa în instituții. Da, știți, aici eu fac o diferență între diferitele tipuri de sporuri și ce ar trebui să se întâmple cu ele. Unele ar trebui să fie parte din salariul de bază, dar ideea că un calificativ contează nu e rea. Problema e alta. Dacă în practică 90% dintre oameni au calificativul foarte bine, păi înseamnă, domnule, că țara asta spârnie, deci suntem peste orice ar putea să-și imagineze oricine. Ori în realitate e clar că din păcate nu e așa și de altfel nici statistica nu e așa. Pe curba lui Gauss e clar, unii sunt foarte buni, unii sunt foarte departe de a fi buni și majoritatea, normal, se află la mijloc. Asta e o realitate statistică în orice domeniu. Ei, încă o dată, e o problemă de aplicare a legii aici, nu neapărat de legislație în acest caz, dar evident, când ai printre funcționari publici bile, relații și cunoștințe de la tine din partid, n-ai cum altcumva cu ce să le notă, să le dai, de ce calificativ să le dai, decât foarte bine. Da, domnule Humelnicu, aveți dumneavoastră o explicație de ce cresc aceste sporuri la stat? Este, domnule, totuși, ce salariu are un funcționar care lucrează cu fonduri europene? 50% dacă îi dăm un plus, dumneavoastră vă dați seama că în loc să ia 50 de milioane, ia 75? Chiar am înnebunit cu totul în țara asta. Bună ziua, în primul rând, sunt senator. Senator, domnule, tot parlamentar. Sunteți, vă schimbă colegii mei eticheta. Ceea ce contează, din punctul meu de vedere, este un lucru foarte bun. E un lucru foarte bun. De ce? Yeah. Pentru că înseamnă că implementăm proiecte europene, înseamnă că avem nevoie de oameni profesioniști și vă mai spun ceva. Toți banii, acești 50% care vin către angajat, către bugetar, cum spuneți și cum este, sunt din fonduri europene, nu din bugetul statului. Și atunci, și înainte să știți, era același domnule lucru. Domnule Humelnicu, banii europeni sunt ai noștri, ai românilor, ai tuturor, da? Deci nu sunt niște bani care vin de undeva, din Dunăre sau din Marea Neagră sau din Marea Caspică. Problema cu aceste sporuri este că în România noi nu avem absorpție de fonduri europene. Știu că e la treaba la PNL, dar nu avem absorpție de fonduri europene. Deci noi ne mințim acum că toată lumea care lucrează cu fonduri europene trebuie să primească spor. E o tâmpenie. Și premierul României primește spor de PNRR, mă iertați. Dați-mi voie să vă explic. Deci eu vă spun din punct de vedere al fostului city manager al municipiului Galați, în care am implementat, nu știu, zeci de proiecte, în care avem sute de oameni în UIP, în asta, unitate de implementare proiecte. Există o componentă din fonduri europene bugetată pentru a plăti această sumă. Da? Nu afectează cu nimic. Sunt bani, efectiv, avem partea hard, partea soft, de construcție, poate de utilitate, da? Și plus partea prin care noi dăm o anumită sumă de bani pentru cei ce lucrează cu fonduri europene. Trebuie să mai spunem și să spunem românilor că doar cei ce lucrează cu fondurile europene vor primi. Nu toți bugetarii. Domnule Humelnicu, în Ministerul Fondurilor Europene, e răspuns oficial de la Ministerul Fondurilor Europene, din 999 de angajați, 990 sau 970 de genul ăsta, dar primesc sporul pentru fonduri europene. Înseamnă că sunt implementați. Sunt în fonduri europene. Nu, aici, scuzați-mă, eu un adevăr parțial. Adică, dacă un funcționar public lucrează, e repartizat să lucreze în mod special pe un proiect cu finanțare europeană și despre asta vorbește domnul Humelnicu, atunci, într-adevăr, parte, nu știu, 2 ore pe zi, 4 ore pe zi, cât o fi lucrând pe proiectul respectiv, acea parte de salariu de venit se decontează din proiectul european, care, pe de altă parte, doamna Ioana Constantin are dreptate. Fondurile europene sunt toți bani românești, la urma urmei, că nu pică din cer. Pe de altă parte... Domnule Zeidler, iertați-mă, domnule Humelnicu, știm cu toții cum funcționează cu fondurile europene. Cea mai mare parte din banii aceia se duce, în general, spre salarii. Asta dacă nu construim autostrăzi sau construim spitale, ceea ce noi în România nu facem. Noi facem multă consultanță, multe proiecte în astea de vorbărie.
încă o frază doar. Da. O mare parte, cea mai mare parte din aceste sporuri nu sunt decontate din proiecte europene și se acordă funcționarilor care nu lucrează pe proiectele europene, poate lucrează în evaluarea lor din autorități de management. Deci una e una, alta e alta. Să nu lăsăm impresia cum că toate aceste sporuri se decontează din fonduri. Noi avem atâția bani de pe ultimele exerciții financiare neatrași și dăm sporuri în continuu. Da, Tatoiu? Hai să ne raportăm la mediul privat. Da? În mediul privat se acordă niște bonusuri, dar funcție de performanță. Corect. Performanța care este evaluată matematic, adică ai un proiect european de 100 de unități, da? Din alea 100 de unități, dacă se îndeplinesc 10%, primești bonusul la sfârșit. Dar în România se întâmplă următorul lucru. Ei care lucrează cu fonduri europene, ei primesc pentru proiectul la care lucrează, chiar dacă nu e finalizat, corect, știu un caz la Arad, chiar dacă nu e pe toată perioada, da, cât durează acel proiect. Și mi-a povestit un primar din Arad, zice, doamnă, aveam un proiect cu o groapă de gunoi, care trebuia făcută într-un an. Cei care lucrau și ei care evaluau au prelungit-o la 3 ani ca să mai ia niște bani. Bani care nu i-au luat din banii de proiect. Au fost dați de statul român ca ei să... Deci există măgării. Normal că există. Dar cine e responsabil? Cine, ministru și toți cei care decid procedura. Vin cu o procedură și spun, da, îți dau și 100% peste. Dar îți fixezi niște obiective măsurabile. Corect. Nu foarte bine și bine. Așa era în mediul privat. Plus că și trăgeam toți ca să îndeplinim la timp obiective, ca să ne luăm bonusurile. Da, dar dacă aici, n-am nicio... Aici banii pe care îi atragem sunt cel mai relevant indicator. Păi noi n-am atras din exercițiu financiar nu știu care, 2014-2012. Poți să-i spun așa, domnule, ai fiecare lună 50%, 70% în plus, care intră într-un fond și când se rezolvă proiectul, ți se eliberează, cum e escrow în comercial. Da. Deci nu ți-i dau până nu faci. Nu, la noi e by default, dacă lucrezi, este aplicat direct. Îi prind în proiect. Dar nu ți-i dau toată până nu faci ce trebuie. Iată, Elena Calistru, vin pe terenul tău aici, te rog. Da, păi problema de fapt e că noi am intrat... Niște ani de zile noi nu am acces la fonduri europene. Corect. Și acum am intrat în celălalt film prost, din punctul meu de vedere. Absorbim, 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 indiferent ce s-ar întâmpla. Mai contează și pentru ce absorb banii aceia, pentru că vine după aceea niște ani mai departe, într-adevăr, auditul și ne pune corecții financiare, fie pe proiecte punctuale, fie pe întregile programe. Și banii aceia din corecții financiare rămân buni plătiți tot din bugetul de stat. Plus că, dacă e să o luăm pe cifre, într-adevăr, România plătește, numai anul ăsta până acum la 30 noiembrie, a plătit 2,5 miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene. Ca stat membru și contribuim. Plătita, e drept, primim mult mai mulți bani decât dăm, însă, într-adevăr, sunt bani publici. Asta e una. Doi, avem o problemă și cu felul în care se întâmplă evaluarea aceasta și, într-adevăr, aș spune că aici este cuiul lui Pepelea și este o problemă pe care o avem de ani de zile și nu doar pe proiectele pe fonduri europene, ci în general pe ceea ce ține de evaluarea personalului bugetar. Pentru că, din nou, nu tot una este să faci performanță într-un, nu știu, mare proiect de infrastructură care poate îți aduce după aceea valoare adăugată și are un factor de multiplicare în comunitate și nu e același lucru să faci, nu știu, un proiect în care ai făcut 2-3 traininguri și cam asta a fost. Așadar, dacă este să fim onești, aceste sporuri sunt într-adevăr binevenite, dar mai contează și cum le dai și cui le dai și pentru ce. Le dai tuturor, așa e la PNRR, de exemplu. Toată lumea care lucrează cu PNRR-ul și lucrează toată lumea în instituțiile publice din România cu PNRR-ul, cel puțin în astea centrale, în administrația locală spor. Și peste tot. Adică aici noi avem o problemă foarte mare cu felul în care gândim, de fapt, prioritățile de finanțare. Pentru că să știți că inclusiv pentru a derula proiecte pe fonduri europene ai nevoie de bani. Și să știți, de asemenea, că există foarte multe autorități locale care primesc subvenție din bugetul de stat pentru a derula aceste proiecte și e păcat ca o bună parte din banii ăștia să se ducă cu prioritate doar pe genul acesta de sporuri. Adică sunt foarte de acord ca ele să existe, însă trebuie să existe diferenția. Da, șoferul care conduce mașina unuia care lucrează pe fonduri europene primește și el sporuri. Nu primește. Ia spuneți, doamna Homelnicu.
nu poate să primească. Ascultați-mă, deci sunt unități de implementare în care fac parte anumiți oameni, care înseamnă managerul, după care vine partea economică, partea tehnică, partea juridică, de publicitate. Și acea unitate de implementare a proiectului respectiv are o componentă în care înseamnă 2 ore, 4 ore pe zi. Și apoi să facă, în fiecare lună să facă niște pontaje. Nu poate să ia șoferul care nu lucrează pe fonduri europene să ia bani. Teoretic teoretic nu se poate. Practic, ascultați-mă pe mine. Cine și-asumă să dea bani pentru șofer care nu lucrează pe fonduri europene? Dacă șoferul este băiatul finul, lunașul, și a terminat o facultate la universitate care s-a terminat, dar el are studii superioare, haideți să nu-mi spuneți că am lucrat în zona asta. Nu! Deci, dacă e vorba să se cheltuie bani inutil, deci, Curtea de Conturi când vine peste 3-4 ani de zile, face un document... Da. Banii trebuie dați înapoi și nu se mai dau niciodată. Mă rog, dacă e bădălău la Curtea de Conturi, nu mai vine nimeni, da. Deci nu e rușine. Aceste corecții le găsiți în bugetul de stat, sau plătiți și în anii precedenți. În principal, din două surse apar corecțiile. Din zona aceasta de bani dați aiurea pe resurse umane, pe diverse metode, și pe partea de achiziții publice, unde... De asemenea, s-au pierdut foarte multe, multe fonduri. Dar noi, ca rată de absorbție a fondurilor europene, te întreb, Elena Caris, pentru că urmărești foarte mult. La vreo 65% suntem în media europeană, da, în acest moment. Din păcate, însă, pe noi, ca țară mai puțin dezvoltată, nu ne ajută să fim în media europeană. Noi trebuie să fim mult peste, și dacă să ne uităm, și aici vorbesc de fondurile europene clasice, iar dacă ne uităm la PNRR, Italia cred că deja este la a patra cerere de rambursare, da? Cerere de plată din PNRR. Noi abia cu chiu cu vaia am trimis-o pe a doua și cel mai probabil o să fim întârziați și nu știu în ce măsură reușesc să o trimită pe a treia. Ca să nu mai spun că plata oricum va fi cu cântec pentru această a doua cerere de rambursare, pentru că s-a trimis abia ieri, nu, vineri când au trimis-o. Da. Așa, evaluarea durează vreo 4-5 luni, cât va dura, că sunt lucruri de verificat acolo. Deci nu suntem tocmai cei mai străluciți. Nu știu dacă am meritat calificativul foarte bine noi ca țară la partea de absorpție de fonduri. Da. Uite niște sporuri să mai dăm. Apropo de PNRR, există acest spor pentru PNRR și mi se pare absolut haios că și domnul Ciucă ia spor pentru PNRR. Adică absolut oricine lucrează cu PNRR-ul. De asta mă deranjează pe mine aceste sporuri. În fine, că tot veni vorba despre PNRR, poate aflăm și noi ce-o fi cu pensiile speciale, le elimină, nu le elimină. Eu vă spun că informația pe care eu o am din ministerele cele două implicate importante, mă refer la fonduri europene și la Ministerul Muncii, e că au amânat până în martie povestea asta, că altfel domnul Budăi trebuia să defileze deja cu proiectul de lege. Între timp, Cristian Zaidler a depus un nou proiect pentru eliminarea pensiilor speciale și e vorba de pensiile speciale pentru torționari. Vă rog să detaliem. Cristian Zaidler, ne auzim? Da, vă aud, eu sunt în plen între timp, îmi cer scuze. Da, e foarte clar că România va rata termenul pe pensii speciale, pentru că jalonul care are termenul de 31 decembrie spune adoptarea legislației. Legislația nu a fost încă adoptată în guvern ca să fie trimisă în Parlament, dar mai să treacă prin două camere, iar Parlamentul nu va lucrează astăzi și nu cred că se mai întâlnește în acest an. Deci e foarte clar că vor rata acest termen, dar nu pentru că ar fi lucrat la greu și n-ar... din greu și n-ar fi reușit să ajungă la liman, ci pentru că și-au dorit să nu facă nimic. Deci este programat în așa fel încât să tragă de timp cât de mult posibil să nu trebuiască să se atingă de pensiile. Dar proiectul dumneavoastră, cel fără pensii speciale pentru torționare, ați depus astăzi, cred, un proiect. Da, am spus, dacă tot rămâneți cu pensiile speciale, măcar la cei care sunt dovediți ca fiind colaboratori ai fostei securități, torționat de tot felul, măcar aceea să nu beneficieze de acest drept suplimentar. Să vedem în ce măsură un asemenea proiect va avea ecou politic sau vom rămâne cu torționari, efectiv cu torționari, care primesc răsplată de la statul român democratic. Și nu vă vine să credeți că ocazia asta am descoperit o chestiune care se știa de altfel în niște cercuri destul de restrânse. Dacă ai lucrat la securitate ca securist, ca să fie foarte clar, nu neapărat ești colaborator al securității, dacă vine să credeți, deci ești pasma curată. Aparent,
majoritatea, din punct de vedere juridic vorbesc acum, majoritatea angajaților forței securități erau niște îngerași, de fapt, din perspectivă legală. Da, Elena Calistru. Da, eu aș zice să nu răsuflăm ușurați în legătură cu faptul că nu trece lucruri, pentru că nu știu dacă domnul Zaidler a observat în legea de abilitare a guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare, e un punctișor acolo penultimul și ca tot omul obsedat de PNRR, am observat că el spune că guvernul e abilitat să treacă orice măsuri pentru, necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. De... Adică nu o să mai vină în Parlament la dezbateri și o să le treacă ei. Să vedem, spus. Să vedem. Da, doamna Tatoiu. Da. Acum, ce trebuie să înțelegem? E nevoie de o lege foarte simplă, un singur articol. Orice beneficiar de pensii speciale care a fost acuzat definitiv, în instanță, trebuie să piardă drepturile care nu țin de contributivitate. Absolut, da, da? Da. Fie că e polițist, fie că e magistrat și a fost judecat după inspecția judecată. Deci, orice cetățean român care a fost condamnat pe meseria pe care primește pensie specială, trebuie să o piardă. În America, un polițist cu 2 luni înainte de pensie, dacă face o prostie, își pierde pensia de serviciu. Deci e atât de greu. Iată, că nu e vorba de neconstituționalitate. Ai greșit în meseria ta și eu te premiez cu pensie specială, asta n-are cum să pice la Curtea Constituțională. Magistrați, polițiști și cine ori mai fi, miniștri, parlamentari, toți care au fost, condamnați în exercițiu funcțiunii, trebuie să piardă dreptul respectiv. Corect. Domnule senator Cumelnicu, ce facem cu pensiile speciale, cu jalonul ăsta din PNRR? Știți ceva, domnul Budăi? Știu că lucrează, dar ați și terminat? Da, se lucrează. Sunt mai multe scenarii. S-a amânat, într-adevăr, pe următorul trimestru, 31 martie 2023. Yeah. Vorbim cu comisia. Cred că ar trebui aceste pensii, ar trebui pe contributivitate. Faptul că avem și pensii speciale, așa zise speciale, avem și pensii ocupaționale, avem și pensii de serviciu, cred că ar trebui să ne luăm noi toți să fim corecți și să luăm, să măsurăm de 100 de ori, dacă vrei, să tăiem o dată. De ce? Și dați-mi voi să vă dau câteva date. Avem 200.000 de pensii ocupaționale, serviciu, speciale. 700 sunt senatori și deputați. Restul sunt foști, da, pensionari, MAI, MAPN, procurori, judecători, magistrați, adică Curtea de Conturi. Înțelegeți? Ei, acum va trebui să vedem dacă suntem de acord pe acea parte de noi contributivitate, să putem într-adevăr să impozităm, da? E o decizie pe care ar trebui să o luăm noi politic și toată societatea civilă să spună câți deputați senatori sunt. 700 și restul de 199.300 ce sunt? Sunt alți. Da? Sunt alte categorii. N-are, domne, nimeni nimic cu parlamentarii cu pensiile speciale, domnule. Ca, ca o decizie politică în care să spunem, începând de acum, nu mai dăm această. Sau o anumită, ori ne asumăm că pe buget înseamnă 0,1% din produs, din PIB, înseamnă aceste pensii, ca și sume. Care din ele spunem, înseamnă? Noi ne asumăm ca și stat să putem plăti aceste pensii. Sau un anumit quantum din ele. Care pensii, domne, toate? Astea, toate pensiile speciale, să ne asumăm să le plătim? Păi ne-am asumat că le reformăm, acum le plătim? Păi nu, stai puțin. Sunt mai multe scenarii, v-am zis. Ori le tăiem pe toate și spunem, doamne, nu mai plătim nimic, ori spunem, am fost procuror, am fost judecător la înalta curte, am avut niște restricții, am judecat, am avut o funcție publică, am avut anumite obligații de făcut. Și atunci pot să spun, da, pentru un judecător la înalta curte, 25 de ani de experiență, ca un exemplu, pot să aloc o anumită sumă de bani. De ce? Eu ca stat. Domnule Cumelnicu, haideți să vă spun de unde este marea porcărie cu aceste pensii speciale pe care noi nu o mai înghițim ca cetățeni, iar eu cu pensiile chiar mă pricep și cu astea speciale și mai bine, adică le mănânc dimineața la micul dejun. Vă explic următoarea chestiune, nu mă țin prea bine în formă, dar totuși, domnule Cumelnicu, treaba asta în felul următor, România au o problemă cu cuantumul acestor pensii speciale, că noi nu suntem proști, am înțeles că în toată Europa magistrații beneficiază de aceste pensii de serviciu, că în toate
statele membre NATO există acest respect pentru militari. Nu suntem tâmpiți. Ce n-am înțeles noi este de ce un magistrat, da, își raportează această pensie specială sau se raportează această pensie specială la veniturile din ultimele 6 luni, ultimul an, da, unde am descoperit noi chiar și polițiști în România. E un caz la Vaslui, celebru, de câteva săptămâni îl tot prezentăm. Omul acela, polițistul care are o pensie militară, și-a umflat cu ore suplimentare veniturile din ultimul an și are o pensie de 13.000 de lei, o pensie specială, înțelegeți? Nu, de 30.000 de lei. 30.000 de lei un fost polițist. Asta e problema noastră. Trebuie să schimbați legea ca aceste venituri să nu se mai poată umfla în 6 luni și să nu mai iasă la pensie oameni la 42 și 46 de ani. Că n-aveți cum să le tăiați, că un drept câștigat nu se mai poate tăia, n-avem ce să facem. Permiteți-mi să intervin. Da, domnule Zeidler. 1. Curtea Constituțională a spus foarte clar. Drept câștigat e doar pensia contributivă. Da. În plus, judecătorii și procurorii au o protecție constituțională a pensiilor. Toate celelalte, dar toate celelalte, se pot elimina. Toate celelalte se pot elimina, iar în cazul militarilor, pentru că ei nu au decât partea specială, așa e legea proastă, nu-i vina lor, poate fi trecut pe contributivitate. Și când facem lucrul ăsta, dacă există voință politică, dar nu există voință politică, ăsta e adevărul, se pot elimina inclusiv cele aflate în plată. Nu e o fatalitate. Păi s-a întâmplat în 2010 sau în 2009, când s-a întâmplat, da? Guvernarea Boc le-a eliminat. Și CCR-ul a zis ok, în afară de magistrați. Mă rog, guvernarea Boc nu le-a eliminat, le-a trecut pe contributivitate exact la vararea specială. Da, și după aia s-a întors Victor Ponta și ne-am trezit înapoi. Bun. Le avem acum. Faptul că nu putem scăpa de pensii speciale este o minciună gogonată, da, spusă în mod repetat de acei politicieni care își doresc, de fapt, ca aceste pensii speciale să existe în continuare și vând poporului român ideea că, domnule, e o fatalitate. Trebuie să existe pensii speciale, nu putem scăpa de ele. Pata putem scăpa. Bun, dar ce zice domnul Humelnicu e că s-ar putea să le păstrăm, căci că ne asumăm noi ca stat, că cu pieptul înainte, nu, că nu, le plătim. Nu. Dați-mi voie, nu am spus. Vă dau asta. Voie. Nu. Deci nu am spus asta. Era al treilea scenariu. E un scenariu, stați puțin, e un scenariu, cum a spus și dumneavoastră. Dacă vorbim într-adevăr de toate statele europene, statele NATO, că într-adevăr primesc o anumită sumă, vorbim de magistrați. Același lucru putem, quantumul contează. Și faptul că nu ultimele 6 luni de zile să-ți umfli într-adevăr veniturile dacă vreți și să obții 80% din brut. Și să, să ieși la pensie cu o pensie mai mare decât salariul în plată. Acest lucru nu suntem de acord. Și de impozitat, cum vreți să le impozitați? Că e și acolo, a zis și domnul Ciolacu, că faceți pe praguri. Cred că va fi pe praguri, da. Noi venisem prima oară cu un scenariu legat de 4.500, 9.000, 18.000. V-am zis, sunt mai multe scenarii la nivelul primul pas spre impozitare progresivă. Impozitare progresivă, deci, domnul Humelnicu, deci băgați piciorul între uși și că domnul Ciolacu se pregătește la rotativă și impozitarea progresivă este viziunea economică a domniei sale, care va arunca România în gard. Da, vă asumați pentru 2024. Da, Elena Calistru. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Deci, de fapt, vorbim despre o rebranduire, bănuiesc, până la capăt și nu neapărat de o desfințare. Eu nu înțeleg de ce, dacă sunt câteva elemente problematice, de ce nu reglementăm măcar oprirea genului acestuia de cerc vicios pentru viitor? Aia se poate face imediat, corect? Avem o problemă, trebuie să găsim o soluție ceva mai sofisticată pentru cele care sunt deja în plată, nu? Dar noi până acum n-am văzut nici măcar acel prim pas de a elimina inechitățile de acum înainte, că aia se făcea ușor. Eu zic, nu? Că vor face un soi de impozitare care va pica în final la CCR, unul la mână, și voi. Va trece, da, și vor face un soi de reformă pe următorii 3000 de ani, când oricum o să murim cu toții și nu o să mai știm dacă s-a mai întâmplat ceva cu pensiile speciale. Da, doamna Tatoiu, dar asta cu impozitarea, să știți că mai este și profesorul Bogdan Glăvan aici, că ei tot ce încearcă cu toate tipurile astea de impozite pe care le tot bagă, e să ne ducă către impozitarea progresivă. Evident, evident, asta e soluția lor, pentru că sunt de stânga, ce să-i faci. Deci guvernările de stânga asta își propun, să crească taxele și să egalizeze, să coboare veniturile. Da. Dar criza economică, care de-abia a început, va face ca proiectele de stânga să nu mai meargă în Europa și să creeze niște mișcări sociale care o să zguduie alegerile din 2024. Da, da. Da, tatăl, cu tot
cu tot respectul, Partidul Social Democrat, de câte ori a fost la guvernare, au luat cele mai bune măsuri de dreapta. Cele mai bune și cele mai radicale. Și cu TVA-ul. La început, deci una este guvernarea de stânga de acum, cu expertiza oamenilor care decid de acum, și alta a fost expertiza social-democrată pe vremea lui Năstase, Hulitu Năstase. Deci, vă spune un om care a fost și atunci și acum. Și cu domnul prim-ministru Ponta am da, avut și cu și ce ministru de finanțe a avut PSD-ul pe vremea lui Năstase și ce ministru de finanțe are acum? Hai să vorbim. Deci, nu, pe mine nu mă interesează stânga-dreapta. Competențele oamenilor pe care se bat, începând cu domnul Ciolacu, mi-asum ce vă spun. Deci, un om competent și de stânga și de dreapta găsește soluții. Un om incompetent, din punct de vedere economic vorbim acum, nu poate să găsească soluții. Dacă n-ai învățat tabla mulțirii, nu poți să socotești bugetul cu care te duci la piață. Haideți să vorbim serios. Apropo de bugetul pe care tocmai l-a aprobat domnul Iohannis, care este construit pe niște cifre fantasmagorice, care la următoarea rectificare o să creeze haos. Deci, încă o dată, eu n-am nimic politic. Eu vorbesc despre faptul că României, la ora asta, îi lipsește expertiza decidenților. Expertiză. De stânga, de dreapta, de ce-o fi. Dar să fie expertiză. Bun, Cristian Zaidler, am aflat acum și oficial, da, jalonul acesta din PNRR cu pensiile speciale s-a mutat în luna martie. Noi îl așteptam acum. Deci de asta și bugetul de 13,2 miliarde de lei la anul pentru pensii speciale. Evident. Bine, asta cu s-a mutat este un fel de înțelegere din asta, cum s-au mai înțeles, dacă vă mai țineți aminte, și pe plafonul de 9,4% din PIB cu Comisia Europeană. Da. Nimeni nu a făcut europeană. Da, lăsați minciuna asta, că deja e expirată de mult. Cum adică? Nu ați spus dumneavoastră 9,4? Ce minciună? Știți cât cheltuiți anul ăsta pe pensii, stimate domn? Știți? Din PIB. Hai, spuneți-mi. Știți? Nu știți. Deci 7,3. Eu vă spun că nu poți să pui 9,4% din PIB. Eu vă spun că poți să pui 9,4. Nu are nicio logică. Eu vă spun că poți să pui și 8. Eu pot să vă spun că poți să pui și 10. Dacă asta media este 13, de ce să pui 9,8? M-auziți? 7,3 cheltuiți cu acele speciale cu tot. Acum, anul ăsta, Cristian Zaidler, anul ăsta sau anul viitor? Când e 7,3? Pe 2023. Deci la anul. A zis cu mânuța lui că pe pensiile contributive are de gând să cheltuiască 6,95, da, la care se adaugă suma pe pensii speciale, în total de 7,32. De câte ori mai auziți câte un PSD-ist că moare de grija lui 9,4, să-i spuneți în față. Deci mai aveți 2%, domnule, mai majorați pensiile. De ce nu mai majorați pensiile, domnul Humelnicu, că vă mai rămâne 2%? Dintr-un PIB estimat prost. Calculul SRE-ul este puțin eronat, săraci, dacă nu știu despre ce e vorba și n-au înțeles că cu tot ceea ce înseamnă PNRR și au pus 9,4, ei spun că e o creștere de 4,7% din PIB și atunci spune, domnule, raportăm la ceea ce înseamnă 4,7% ca și creștere economică. Nu deci poți tocmai să pui, a făcut incompetență nu, guvernanță nu dumneavoastră, domnule Cumernic. Nu poți să pui 9,4 doar pe 50 de ani pentru că așa ți-ai dorit tu. Nu poți să iei, dacă vreți, medicamente sau să iei vaccinuri de miliarde și ne gândim la oameni. Altă minciună, nu poți să nu aplici de cea salarizării. Hai să ne întoarcem, să fim un pic mai clar pentru telespectatori. Cristian Zaidler, vă rog să vă încheiați ideea. Da, spuneam să scoatem oamenii care citesc din punctajul de partid și nu gândesc singur din minciunile pe care le repetă. Eu am cifrele de la Ministerul domnului Rafila, care spune foarte clar că nici vorbă de miliardul ăla de euro, deci tot este invenție. Păi nu mai plătim, domnul Zaidler, tu nu înțelegeți că nu mai plătim pentru că toate țările s-au coalizat și au spus că nu mai pot să plătească ceva pentru că nu folosesc și că am cumpărat milioane de vaccinuri, când noi suntem 22 și am cumpărat 80 de milioane, că trebuie să-i vaccinăm pe români de 10 ori. De 10 ori despre ce vorbim. Și nu am mai fost de acord să plătim, vă dați seama. De aceea n-am mai plătit. Domnul Humelnicu, dacă era Voiculescu și cu... Atunci de ce mintiți că s-a plătit un miliard? Cu siguranță, dacă era dumneavoastră, plăteați fără doar și poate. Bine, să ne întoarcem la pensiile speciale, vă rog frumos, domnule Zaidler, vă rog, la pensiile speciale. Deci la anul, noi nu cheltuim cei 9,4 din PIB oricum. Bun, ne întoarcem la pensiile speciale. Da. Nici pe departe. Revenind la cele speciale, o altă marotă, o altă temă falsă este impozitarea lor. Păi dacă poți să le tai, de ce să le păstrezi
ca să le impozitezi. Știi foarte clar că impozit mai mare de 50% nu poți să pui pe orice. Da? Dar de ce să lași? Dacă poți să le tai, e constituțional, e moral, e cum vrei tu. M-am uitat la categoriile acestea de beneficiari de pensii speciale, altele decât magistrații. Da? Pensia vrei să tăiați la cei ce au fost care... în militar, domnul Zaiter? Vreau să vrei să tăiați la militari? Cei ce au fost în apărarea țării, în teatrele de operare, acolo vreți să tăiați dumneavoastră? Nu mai amestecați lucrurile, domnul Melnicu, vă rog eu. Doar 700 sunt. Și păi și aia sunt special, că aia sunt 200.000. Nu sunt ocupați. Dar de ce nu vorbiți de diplomați? Pentru că noi am avut niște diplomați de excepție. Sigur. Da? Pensia medie, deci, diplomații nu pot fi plătiți cu contributivitate. Nu sunt dar mulți. De ce nu? Da? Dar de ce nu? Nu, pentru că în momentul în care sunt plătiți, sunt plătiți în țările respective. E un sistem care, pe care sau, cei care acum sunt la pensie au lucrat pe vremea lui Ceaușescu. Nu, acolo este grosul bugetului. Nu poți să-i plătești pe bază de contributivitate. Oameni buni, mergem pe o pistă falsă. Nu, acolo este grosul bugetului de la pensiile speciale. Da, este la Ministerul de Interne și la magistrații. Da, mea pe. Problema este alta, că ai un polițist, cum era cel de la Vaslui, da, care și el are pensie militară, domnule. Hai să nu-i mai amestecăm, da, polițistul ăla de la Vaslui, care și-a umflat pensia specială și a ajuns la 30.000 de lei. Care n-a fost niciun front niciodată, dar nici măcar operațional. Dacă dați o lege ca cei care sunt prinși, că au făcut, au încălcat niște, un cod de bune maniere în calculul pensiei, să s-o piardă. Deci, bine. Trimiși în judecată, demonstrat că au făcut și le tai. Hai să ne readunăm un pic. Cristian Zeigler, aș vrea să conchidem pe subiectul ăsta. Deci, ne-am mutat în martie și cel mai probabil vom avea un fel de impozitare cu un soi de reformă. Cam asta pare. Care să pice dacă e posibil la Curtea Constituțională sau dacă nu, în instanțe mai apoi? Cu siguranță în instanțe, că vor da în judecată. Elena, care este o concluzie aici, te rog. Că pare că nu vor. E o problemă de voință politică. Asta este clar, se vede de la o poștă și se vede de la o poștă de foarte multă vreme, de când avem acest subiect pe agenda publică. Și în acest moment încercăm să scăpăm cumva basma curată față de Comisie, pentru că noi ne-am luat angajamentul, nu ne-a obligat Comisia Europeană, noi ca țară avem, că era X, Y, Z la conducere, nu contează, e cuvântul, obrazul României până la urmă și este pentru un principiu corect. De fapt, despre asta este vorba. Și acum nu avem decât niște oameni care se fofilează, păi și aruncă de colo-colo responsabilitatea. Dacă stai cu o fi, cu o pățică, cu un calculat, cu un... Dacă aia nu-i specială, cealaltă nu-i specială. Nimic mai special. Magistratul care beneficiază de pensie specială judecă o lege care diminuează lui veniturile. E un conflict de principii de morală. Da? Deci magistratul, Curtea Constituțională, dețin pensii speciale. Ei hotărăsc să-și taie veniturile. Nu se va întâmpla niciodată. La magistrații au oricum protecție pe chestiunea aceasta. Dar nu. Gândiți-vă ce pensii au cei de la Curtea Constituțională. Da, aici se modifică legea pe modul în care ea se calculează. Mai e o problemă și cu pensionările masive, astea anticipate. Domnule Humelnicu, am înțeles că lucrați și acolo să creșteți această vârstă de pensionare, numai că pare că în următoarele 3 decenii, nu acum. Acum, da, sigur, dați-mi voi să fiu de acord cu doamna Elena Calis, doamna președinte, pentru faptul că trebuie să luăm măsuri de acum ce se va întâmpla, poate nu ce s-a întâmplat înainte, și ar trebui să avem o lege sau o legi astfel încât să nu mai putem să ieșim la pensie cu o pensie mai mare decât salariul în plată, să nu ieșim la 45-48 de ani. Doamne ajută, bine că ați avut revelații cu toții, e ceva fabulos. Nu am revelații, chiar așa trebuie făcut, adică trebuie luat niște măsuri. De ce n-am făcut până acum, că știm de atâția ani? Păi să știți, același lucru vă pot întreba și pe dumneavoastră. De ce n-am făcut până acum? Păi da, de ce n-am făcut până acum? De doi ani suntem senator, credeți-mă că am lucrat și lucrăm împreună de a face legi, astfel încât, într-adevăr, interacționat în viața asta cu politica, colegii noastre nu prea votau proiectele astea cu pensiile speciale, să știți, adică eu cam știu că proiectele pe care le-am văzut eu și care erau apropiate de sau ale partidului pe care l-am reprezentat eu la acel moment, să știți că PSD-ul nu le vota, adică deloc, chiar vota împotrivă. Ba, PSD-ul instaura noi pensii speciale pe vremea respectivă. Iertați-mă că vă spun asta, acum sunteți de 2 ani, dar colegii noastre mai vechi știu ce zic eu aici.
Dar nu trebuie să mă uit înainte ce fac, dacă mă uit în urmă, să știți că... Păi ne uităm în urmă, că ce să vedeți? În urmă sunt aceste 13 miliarde pe care le plătim acum pentru pensii speciale. Dar eu nu înțeleg până la urmă, crește vârsta de pensionare când? În 5 ani, în 10 sau care va fi? Legat de vârsta de pensionare, tot e un jalon, spuneți pe domnul Schneider, să spună din PNR, Schneider, scuzați-mă, domn deputat, că dânși au pus că trebuie să fie de 70 de ani. Noi suntem la 65, iar la... Domnule Cumelnicu, nu mi-am amestecat subiectele, că noi vorbim despre vârsta de pensionare a specialilor și uite și ați încurcat și pe colegii mei, nu crește vârsta de pensionare, Claudia. Bun. Și nu deci, e trecut așa ceva în PNR. Da, domnule Zeidler. Nu, pur și simplu, așa ceva nu există în PNR, este o altă minciună, dar care repetată, cei de la PSD au impresia că devine adevăr, dar nu există așa ceva. Bun, noi vorbim de vârsta de pensionare pentru pensiile, pentru pensionarii speciali, domnule Cumelnicu, acei pensionari care ies la 42 de ani, colegii dumneavoastră, e plin până secretariatele de stat ale României, da? Ies la 42 de ani și devin secretar de stat la 44 sau se angajează înapoi în aceeași instituție după câteva luni? De ăștia știți ceva? Da, sigur, da. Se lucrează de față la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, domnul Marius Budoi, domn ministru, și cu siguranță vom avea o lege astfel încât să nu se mai iasă la 42 de ani. Celebru Făte Mircea Călucrez a devenit Făte Marius Călucrez. Care să-și facă pensiile speciale pentru cei care se reangajează. Nu sunt la Ministerul Muncii. Da. De ce să aibă, de ce să ai și pensie specială și întorci tot asta? Pensia pe contributivitate, dacă ai ieșit la 44, asta e. Bine. Dar pensia specială s-o pierzi dacă te angajezi. Înapoi, în aceeași instituție, culmea. Și mi se pare foarte constitutiv. Bine, mulțumesc, domnule senator Cumelnicu, mulțumesc, domnule deputat Zeidler. Pauză de publicitate, ne întoarcem la dezbatere. Am revenit la dezbatere. Apropo de pensionarii ăștia speciali, da, tot primesc informații. Până la urmă înțelegem că nici măcar vârsta de pensionare nu va fi crescută la pensionarii speciali, pensionarii acele anticipate, ci se va face așa o creștere cu câteva luni, un an, în următorii 10 ani. Mă rog. Între timp, în Constanța, da, un primar, care și el așteaptă pensii speciale de la 1 ianuarie, dar nu o să primească încă, da, a lovit o polițistă care a îndrăznit, domnule, a avut tupeu, da, să oprească o mașină condusă de doi minori, iar cel de la volan era copilul minor al primarului. Urmărim materialul și comentăm. Întâmplarea s-a petrecut în plină zi pe o stradă din comuna Poarta Albă, județul Constanța. Polițiștii au oprit în trafic un autoturism pentru un control de rutină. Când a văzut echipajul, adolescentul în vârstă de 16 ani a oprit mașina și a schimbat imediat locul cu pasagerul din dreapta. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că ambii tineri sunt minori și nu au permis de conducere, așa că s-au ales cu dosar penal. Ulterior, la fața locului s-a deplasat tatăl adolescentului, care fusese inițial prins la volan. Bărbatul s-a dovedit a fi Vasile Delicoti, primarul de la Poarta Albă. Supărat pe faptul că tocmai fiul său a căzut victima unui control al autorităților, Delicoti s-a năpustit asupra polițistei care efectuase verificările. Edilul de la Poarta Albă a amenințat-o pe femeie și a lovit-o cu pumnul în zona abdomenului. În urma incidentului, cei doi minori s-au ales cu dosar penal pentru conducere fără permis, iar Vasile Delicoti va fi cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Și atunci ce să te aștepți? Cine să împartă dreptatea dacă primarul e cel care vine și agresează polițista care le-a făcut un bine până la urmă pentru viața lor, a celor copii că i-a oprit? Dar a crescut foarte mult oricum numărul celor care sunt la volan și sunt minori. Da, tatoiul... Problema, domnul primar așteaptă pensie specială și el. Și el, sigur, și salariul crescut. Deci, încă o dată, mai ales în comunitățile mici, există această mentalitate feudală. Băiatul polițistului, băiatul popii, băiatul primarului, băiatul doctorului, băiatul ăluia care ține la magazin cartea aia în care se dă pe datorie. Copiii ăștia sunt un fel de lideri negativi ai copiilor de acolo. Ei sunt capul răutăților. Și este un fenomen generalizat. În spate este educația precară a părinților. Iar vorbeam de expertiză. Deci, primarul ăsta, dacă și-a permis așa ceva, de Poarta Albă mai noi știm cum se făcea acolo aranjamentele, apropo că acolo e penitenciar. Da. Deci, nu e la prima batere. Dacă și-a permis să facă asta, a făcut și alte dăți, n-a fost prins. Multe și mai nu i s-a întâmplat nimic. Deci, aici este, revin,
România este în situația în care este pentru că justiția și autoritățile inventate după Revoluția din 89 nu funcționează. Dar vedeți, copilul știa, era un alt copil de 16 ani la volan, s-a dat la jos acela, păi s-a urcat. Prima dată. Da, și aceea a zis, stai mă că vine tata, stai că mă pun eu că vine tata, cam așa ceva. Asta e foarte grav și asta... Deci ăla era lider și în general, eu am fost 15 ani profesor. Da. În fiecare clasă erau 2-3, de regulă copii cu spate, cu părinți cu spate, care erau capii răutăților în clasă. Și n-aveai ce să le faci că te chema la directoare și spunea, ce faci, că stai fiul ăla, ăla, ăla. Dacă n-ai puterea să mergi mai departe, copilul ăla va deveni infractor, va muri într-un accident. Dar știți ce mă frapează și mai tare? Că ei de obicei intervin și primarii și președinți de Consiliul Județean și parlamentari, ei sunt șmecheri în județele lor, dar ei intervin să plătească, să o amenințe. Și aici vorbim chiar de lovituri aplicate polițistei de primar. Asta mi se pare mie cu mult mai grav. Da? Era o femeie, da, pe care a agresat-o, da, primarul Elena Calistru. Pe mine ceea ce mă șochează este într-adevăr violența asta împotriva unei femei și asta e deranjant, da. Adică spune ceva despre caracterul, ce caracter? Despre da. Cum e omul ăla. Doi, despre felul în care se raportează la orice fel de autoritate și ce exemplu dă pentru întreaga comunitate. Dar mă enervează îngrozitor sentimentul ăsta de impunitate, de da. Noi suntem deasupra legii, că de fapt acolo este problema cea mai mare. Că și cu pensiile speciale și cu foarte multe alte lucruri. Și cu alegerile dintr-un singur exact. Tur. Deci în toate astea nouă ni se arată ce semnalizează oamenii ăștia în permanență cetățenilor. Noi suntem deasupra voastră, noi suntem deasupra voastră. Numai asta par să spună prin toate comportamentele, printr-un sistem de privilegii și de castă cumva privilegiată, ni se arată mereu că nu contează, lăsați-ne cu valorile voastre, lăsați-ne cu... Da, știm, stat de drept, lasă că știm noi. Iar asta e o problemă fundamentală pentru noi ca societate, pentru că întrebarea la finalul zilei este nu ce se întâmplă cu individul ăsta, ci cât de normal ni se pare nouă acest comportament. Și cât sunt ca el. Exact. Și cât va mai rău decât el. Și cum ăsta va rămâne în continuare primar? Dar normal, dar ce? Ai este, o lege este care spune că... Votul, da, dar asta este, nici nu știu, e membru de partid. Probabil, dar nu știu ce partid e. Ce? Nu am verificat. Dar, nu, că, dar asta ar fi important câte de aflat. Voturi? Câte voturi? Deci, chestia asta cu alegerile în localitățile mici, alegerea dintr-un singur tur, în toate generează enormități da, tot, de genul tot. Ăsta. Da, da. Dar nu știu ce ne mirăm, că prin Prahova era unul care era pedofil, acuzat, era dovedit, dar și-a fost votat. Și sau domnul ăla care a fost prins cu minore la Ilfov. Și în județul Iași a fost. Și asta generează sistemul de alegeri într-un singur tur. Da, mă rog, și mai e și modul care ia partidele care nu iau pe listă. Da, habar n-am ce partid o fi acum, nu știu, mă verificăm. Bun, mulțumesc că ne-a calistul cu doamna Tatoiu, ne vedem și a doua oră, publicitate, revenim.